Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Halil İbrahim, unul dintre actorii tineri și talentați de la televiziunea turcă, a devenit recent unul dintre cele mai vorbite nume din lumea revistelor. Halil İbrahim a fost frecvent în lumina reflectoarelor pentru relația cu actrița Sıla Türkoğlu și pentru cariera sa. Cu toate acestea, declarațiile Sıla Türkoğlu într-un interviu l-au împins pe Halil İbrahim să-și rupă tăcerea. Sıla Türkoğlu a vorbit despre relația sa într-un interviu din revista și a împărtășit detaliile relației sale cu Halil İbrahim. Declarațiile Sıla Türkoğlu au stârnit un mare interes în lumea revistelor și publicul a început să aștepte cu curiozitate cum va răspunde Halil İbrahim. Halil İbrahim a rupt tăcerea și a răspuns la interviul Sıla'y Türkoğlu. Celebrul actor a spus următoarele despre relația lor și declarațiile Sıla Türkoğlu. În primul rând, aș dori să afirm că eu cred că relația noastră este specială și valoroasă. Totuși, ca orice relație, a noastră este plină de dificultăți și obstacole. În relația noastră cu Sıla Türkoğlu, am acționat întotdeauna pe baza respectului și a iubirii. Halil İbrahim a atras atenția asupra unor declarații din interviul lui Sıla Türkoğlu și a adăugat următoarele. Unele dintre declarațiile Sıla Türkoğlu din interviul său m-au surprins. Oamenii pot împărtăși câteva detalii despre viața lor privată, dar acest lucru necesită întotdeauna un echilibru dificil. În orice caz, cred că respectul și confidențialitatea sunt importante într-o relație. Celebrul actor a mai spus următoarele despre unele dintre declarațiile Sıla Türkoğlu în interviu. Sıla Türkoğlu a folosit expresia că nu mă poți ignora. Cu toate acestea, în relații, ambele părți sunt afectate emoțional și sunt la fel de importante. Așa a fost și în relația noastră. Cu toate acestea, cel mai important lucru pentru mine este să mențin această relație pe bază de iubire, respect și onestitate. Aceste declarații ale lui Halil İbrahim au stârnit un mare interes în lumea revistei și au sporit și mai mult speculațiile cu privire la interviul Sıla Türkoğlu. Relația celor doi și știrile despre aceasta au devenit unul dintre cele mai curioase subiecte din lumea revistelor. Se așteaptă cu nerăbdare să vedem ce fel de declarații vor face Halil İbrahim și Sıla Türkoğlu despre relația lor în viitor. Lumea revistelor turcești a fost zguduită în ultimele zile de despărțirea actorilor celebri Halil İbrahim și Sıla Türkoğlu. Deși duoul s-a îndrăgostit o vreme, în timp ce vestea despărțirii era la ordinea zilei, declarația mult așteptată a sosit în sfârșit. Halil İbrahim i-a explicat motivele separării cunoscutului jurnalist Hakan Gence. Iată toate detaliile acestui eveniment surprinzător. Halil İbrahim, tânăr talent și icoană tăcută. Halil İbrahim se remarcă drept unul dintre tinerele talente de la televiziunea turcă pentru talentul actoricesc și personalitatea sa modestă. Este cunoscut pentru spectacolele sale în serii ale precum Benimad Melek și Aşk Tesadüfleri Sever. Tânăr talent și pictogramă de frumusețe. Sıla Türkoğlu este un tânăr talent cunoscut atât pentru talentul actoricesc, cât și pentru frumusețea sa. A debutat în mare măsură cu roluri sale în serii ale precum Zalim Istanbul și Jumătate din iubirile rămase. Este cunoscută și pentru cariera sa de model. A început dragostea, a venit vestea despărțirii. Dragostea lui Halil İbrahim și Sıla Türkoğlu a ocupat o vreme agenda revistei. Cei doi și-au împărtășit adesea timpul împreună cu postări pe rețelele sociale. Cu toate acestea, au ajuns recent pe ordinea de zi cu vești despre despărțire. Explicație pentru Hakan Gence. Declarația, pe care lumea revistei o aștepta cu nerăbdare, a fost făcută celebrului jurnalist Hakan Gence. Halil İbrahim i-a explicat sincer motivele despărțirii lui Hakan Gence. Celebrul actor a declarat că relația lor s-a schimbat în timp și că au avut incompatibilități. El a declarat însă că această despărțire nu le-a afectat relația și că rămân buni prieteni. reacțiile media și ale fanilor. Declarația de despărțire a lui Halil İbrahim a atras multă atenție atât din partea presei, cât și a fanilor. Au fost apreciate declarațiile sincere și sincere ale celebrului actor. Se așteaptă cu nerăbdare să vedem ce drum vor urma după despărțirea duo-ului și ce direcție vor alege în carieră. Drept urmare, explicația lui Halil İbrahim cu privire la motivele despărțirii de Sıla Türkoğlu de Hakan Gence a zguduit lumea revistelor turcești. Se așteaptă cu nerăbdare modul în care duo-ul va lua o întorsătură în cariera lor după relație și cum își vor continua viața după despărțire. Vom urmări îndeaproape evoluția incidentului și noile proiecte din cariera duo-ului. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil İbrahim și Sıla, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali.